În categoria câinilor agresivi, între cei care atacă și mușcă fără să fie provocați sau câinii care sunt antrenați și participă la luptele între câini. Obligația primordială a unui deținător de câine care face parte din categoria câinilor periculoși sau câinilor agresivi este aceea de a se prezenta la Asociația Câinologică, unde este luat în evidență, se verifică starea câinelui și se spune care din cele două categorii este. Cu acea adeverință se prezintă la Poliția Municipiului Sighet Marmației. Ulterior, polițistul de proximitate va face verificările de rigoare dacă respectă condițiile impuse de lege să-l păstreze. Deci, obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora sunt specificate în Ordonanța de Urgență numărul 55 din 2002. Pentru a deține un câine periculos, proprietarul trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Și ar trebui să îndeplinească următoarele condiții. Să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate de plină de exercițiu, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei. Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți în articolul 1, și o să-i spun la sfârșit, așa, au obligația să înregistreze câinii la Asociația Câinologică Română, afiliată la Federația Câinologică Internațională, și să inscripționeze în mod lizibil la intrarea în apartament, în imobil, ori pe împrejmuire aferentă imobilului respectiv, avertizmentul câine periculos sau, după caz, câine agresiv. Deci proprietarii de câini prevăzuți, așa, au obligația să depună la sediul poliției, în a cărei rază este situat imobilul în care se deținu câinile, o adeverință în fotocopie eliberată de această asociație. De asemenea, proprietarii câinilor trebuie să depună și declarație pe propria răspundere care să cuprindă numărul de identificare al câinelui aplicat prin tatuare sau microchip, precum și date despre vaccinarea, sterilizarea animalului și asigurarea de răspundere civilă pentru eventuale pagube produse de acesta. Și în ceea ce privește plimbarea câinilor periculoși, sunt reguli stricte. Accesul câinilor prevăzuți așa în localurile publice, în mijloace de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis. Accesul câinilor prevăzuți în articolul 1, în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea, este permis numai dacă aceștia poartă bodniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar, ori de către deținătorul temporar. Persoanele care nu respectă prevederile legale în ceea ce privește deținerea câinilor periculoși riscă sancțiuni și sunt răspunzătoare de daunele care pot fi cauzate de animalele lor.